Bună ziua, dragilor! Astăzi vom discuta despre una dintre bijuteriile cele mai vizitate țări de pe glob, Valea Loarei. Valea Loarei, între Sully-sur-Loire și Chalons, a fost înscrisă pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO în anul 2000. Valea Loarei cuprinde un peisaj cultural remarcabil, de o mare frumusețe, care conține orașe și sate istorice, monumente arhitecturale minunate, formate în multe secole de interacțiune între populație și mediul înconjurător, dar în primul rând fluviul Loara. Acest peisaj cultural acoperă o secțiune a cursului mijlociu al râului de 280 de kilometri, incluzând albile minore și majore ale acestuia. Regiunea este celebră în lumea întreagă, îndeoseb pentru renumitele castele ale regilor Franței, ea fiind profund încărcată de istorie, cu orașe, castele, fortărețe, catedrale și abații impresionante, dar și cu parcuri și grădini de o frumusețe aparte, amenajate de-a lungul timpului de arhitecți și peisajiști celebri. Castelele au început să fie construite începând cu secolul al XII-lea, pe vremea aceea fiind adevărate fortărețe. Regiunea a primit denumirea de Grădina Franței, pentru că datorită fertilității sale, comerțul pe fluviu era înfloritor. Treptat însă, pe măsură ce monarhia franceză devenea o putere tot mai mare în Europa, Valea Loarei a devenit grădina regilor, regii Franței construindu-și aici în secolele al XV-lea, al XVI-lea, reședințe confortabile de o frumusețe deosebită. În Valea Loarei există în jur de 50-60 de reședințe medievale. Bijuterii ale artei arhitecturale sau decorative, multe dintre aceste reședințe au devenit astăzi hoteluri sau case de oaspeți. Valea Loarei este una dintre cele mai romantice regiuni de pe glob. Realizați o caracterizare asemănătoare celei prezentate în cadrul acestui material video a unei zone turistice din țara noastră.